A început evaluarea națională a elevilor de clasa 8. Anul acesta examenul a fost unul atipic. În loc de exercițiile clasice de până acum, adolescenții au avut de rezolvat subiecte similare celor din testele PISA. Nivelul de dificultate, spun profesorii, a fost redus. Nici elevii n-au avut emoții și speră la note cât mai mari. Încrezători și pregătiți, așa au venit în această dimineață absolvenții de gimnaziu la prima probă a evaluării naționale, cea la limba română. Cum a fost toată perioada asta în care n-ai fost la școală? Ai reușit să te pregătești suficient? Îndeajuns, sper eu, și sper să fie destul de bine. Care dintre probe te emoționează cel mai tare? Ultima, cea cu rezumatul sau compunerile. Mi-e frică să nu mă pierd. Aveți emoții? Da, sunt de mari. Ce vă dă cele mai mari emoții? Caracterizarea. V-ați pregătit suficient? A fost suficient timpul? Da, a fost. A fost. Emoțiile mari au fost ca de fiecare dată la părinții care au așteptat în fața școlii. De ce plângea? De, nu știu, așa, îmi fac griji pentru ea. Aveți încredere că o să fie bine? Foarte mare încredere. Am total încredere în ea. Mie personal nu mi-a plăcut. Acele lecții online, din punctul meu de vedere, e un fiasco. Tentativă de școală. În premieră, anul acesta, subiectele au arătat diferit. După modelul testelor PISA, elevii de clasa 8 au primit o broșură cu 10 pagini de întrebări închise sau deschise și subiecte de creativitate. E bine, dacă e așa. Dacă ești supărată, e bine. Ești ok? Ai făcut? Da. Bravo. S-a părut ușor? Nu. A fost ușor. Cum a fost? Destul de greu, sincer. Te-ai descurcat? Da. Ia un 7-8. A fost un pic încercătoare pentru unii. Și la ce notă te aștept? La o notă destul de mare, la o notă de 7 sau 8. A fost destul de ok. Care parte ți s-a părut cea mai grea? Ultimul subiect. A fost bine? De ce? Cum n-a fost? A fost puțin greu la sfârșit. Profesorii spun că, deși formatul subiectelor a fost diferit, nivelul de dificultate al acestora a fost unul scăzut. Cred că subiectele de anul acesta au fost de o dificultate redusă. Au fost destul de ușoare, aș spune, mai ușoare decât subiectele de la simulare, cu siguranță, și mai ușoare decât subiectele din testele de antrenament pe care le-au avut copiii pentru examen. Joi, elevii de clasa 8-a vor susține proba la matematică, iar vineri va fi cea la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 29 iunie, iar pentru cei care din motive medicale nu s-au putut prezenta la evaluarea națională, va fi organizată o sesiune specială în luna iulie.